să înceapă acest daily vlog cu o escapadă la mare, dacă nu cu un room tour. Am venit tot la Continental Forum. N-am nicio fel de colaborare cu ei. Pur și simplu sunt clientă aici de foarte mulți ani. Hai să vă arăt așa. Am mai luat mai de mult tot așa camera asta cu stâlpul în interior cu pat dublu. Aici e încă un pat pentru copilul nostru, dar care până la urmă va dormi în cameră cu bunica, așa că ne mai rămâne nou un pat în plus. Televizor. Așa să vă arăt aici birouțul meu. De data asta n-am mai luat cu vedere la mare. Da, și din motive de cost, pentru că acum am luat două camere. Am luat și pentru noi și pentru mama. Pentru că a venit și cu mama, iubii. Așa, hai să vă arăt și baia. Baia e măricică. Deocamdată am pus eu așa doar niște chestii. Aici toilet. Și aici dita mai cabina de duș. Aici sunt eu. Da. Da. Cam așa este. Cam așa se prezintă. Ce credeți? Am fost aici până la farmacie în zonă și am văzut cremele de la Epidermin. Asta a fost 23 de lei. Și chiar dacă sunt în perioada no buy, sunt totuși în vacanță. Și mi-am adus aminte că Epidermin n-am mai folosit de foarte mulți ani și am zis, bă, vreau și eu să văd cum mai e. Bineînțeles, am venit aici cu toată artileria de la Imar. Mai am. Mai sunt aici sacoșele, borsetuțe, le mai scot și le mai vedeți. Bun, hai că nu găseam un loc unde să pun, efectiv, unde să pun camera. Am pus-o pe sticla de suc. Așa, stăm aici frumos lângă veioză. Hai să vă zic așa un pic de prețuri, că până la urmă sunt niște lucruri utile. Deci noi acum, deci astăzi este 19 februarie, am făcut rezervare pentru 19 până pe 23. Parcă așa suntem. Și avem, pardon, până pe 22. Deci avem una, două, trei nopți. Și avem așa, o cameră este 1400 de lei și o cameră este 1000 de lei, cu mic dejun inclus. Deci, practic, suntem 4 persoane, 3 adulți și un copil care deja se încadrează la adult, putem să spunem, cu mic dejunuri incluse, 2400 de lei la un hotel de 4 stele, suntem în buza mării, suntem efectiv sus pe faleză, mergem pe jos peste tot, adică nu mai avem nevoie să circulăm cu mașina, avem toate bărulețele, toate muzeele, toate așa. Și pare atipic, într-adevăr, să mergi la mare pe timpul iernii, să zicem. Mie una, însă îmi place Marea Românească, am prins-o, eu am făcut foarte multe delegații cu munca aici, cu, când lucram, pe vremea când lucram în mediul corporate și veneam foarte des în acest hotel și am venit aici și în noiembrie și în martie și în ianuarie, adică am venit în luni de-astea complet atipice. Și mi-a plăcut întotdeauna foarte mult atmosfera. Sunt ceva restaurante, adică până la urmă sunteți în Constanța, deci nu e un problem, e ca și cum ați fi undeva într-o stațiune. Prețurile, evident, sunt ca de stațiune. Acum trebuie să luați un pic în calcul că totuși e o zonă care în general este turistică, dar numai turistică e fix ca și în București, că și în București dacă te duci în centru vechi nu e neapărat ieftin, dar nu e nici scump. Uite, o să vă dau un exemplu de aici din room service. Dacă vrei să-ți comanzi un hummus cu salsa de roșii și ceapă verde, 21 de lei. Bruschete cu hrib, trufe și parmezan, 29 de lei. O salată cezar cu piept de pui la grătar, dressing cezar, nu știu ce, la 35 de lei. Linguini cu sos de roșii și pesto de busuioc, 33 de lei. Eu, de exemplu, astăzi am mâncat o porție mare de paste aici la un restaurant, paste cu somon, a fost 57 de lei, dar vreau să spun, sunt foarte mari, adică nu am somonul toată, a mai rămas jumătatea în altora pachet, am mâncat-o copilul meu. La fel, cam toate felurile de mâncare, am fost exact, deci am fost 4 persoane la masă, am mâncat fiecare câte un fel de mâncare, am luat o sticlă mare de apă minerală, așa, a mai fost un pahar de bere și a fost 280 de lei. Mie pentru 4 persoane mi se pare decent.
la un restaurant, practic, în buza mării, să spun așa, frumos. Evident, nu face asta în fiecare zi, e logic. Dar, repet, mie Marea Românească îmi place foarte mult în afara sezonului. Nu îmi place în sezon. Adică mi-ar plăcea și în sezon, vă spun cu toată reținerea, așa că știu că multă lume se va supăra, dar ăsta este adevărul. Mi-ar plăcea să vin și în sezon dacă turiștii noștri, adică ceea ce suntem noi ca popor, am fi mai civilizați. Pentru că văd că e tendința asta să dăm vina pe operatorii de turism. Ok, și ei au problemele lor, dar nu îi scâmbâi pe jos, nu îi aruncă, nu îi pun muzica la maxim din portbagaj sau din mașină, nu îi fac pipi în mare și își aruncă gunoaiele peste tot pe plajă. Mai fac și ei, dar na. Adică ar fi minunat dacă am respecta zonele astea turistice. Da, și acum mă întorc la treabă pentru că eu sunt într-o ieșire la mare pe timpul iernii, dar și lucrez. Asta e cu tot alt elan, lucrez când în loc să ies prin fața blocului sau să mă duc, și prin București în zone frumoase, dar aici văd marea, știi, totuși ceva atipic. O să mai arăt imagini. Și v-am luat în baie, că tot am fac rutina de îngrijire din seara asta. Am făcut duș, mi-am spălat tenul cu... întâi l-am curățat cu laptele ăsta de machian de la Lancôme, Galate Comfort. Și acum, pasul 2 a fost cu spuma de la Marablu. O să o vedeți și într-un Reels pe Instagram, să că nu știu ce se întâmplă cu focalizarea aia, să mai mișc așa un pic. Ah, da, uite, acum se vede bine. Ah, acum se vede bine. Pentru că vine lumina fix de la chiuvetă, de la chiuvetă de aici. Asta vreau să zic. Bun. Am spălat tenul și am să folosesc o facial mistul de la Vinca Marmicheș, ăsta care este și cu ceramide și proteine din lapte. Asta e ca un fel prim pas după curățarea tenului, înainte de seri. Bun. Gama asta Milkish de la Imar Skin e gândită, concepută și pentru tenurile care suferă de roșeață. Că se aude cu eco. E o baie așa lungă, stil vagon. Aici, la Continental. Bun. O cremă de ochi, nu știu dacă mi-am adus cremă de ochi, nu mi-am adus cremă de ochi. Atunci am să trec direct la asta, care îmi place la nebunie, Five Growth. Este crema cu factor de creștere. Deci puțin mai am. Nu știu dacă se vede. Da, iar termin. Mă uitam chiar astăzi că prima dată am scris despre crema asta, după ce am terminat, cred că, un flacon, prin august anul trecut. Atunci am făcut un articol pe blog, mare m-am defocalizat. Nu credeam și de ce, o văd că se duce focusul după mână. Nu știe ceva. Da. E că mai rămăsese puțină cremă. E foarte mișto crema asta, încât nu mai am nevoie de cremă de ochi. Și eu foarte rar spun asta, pentru că nu știu cum să am multă grijă pe zona ochilor. Nu. Și cam asta. Aseară am folosit ăsta. E loțiunea tonică, tot așa de la Lancôme, din gama asta Zen. De fapt, nu. Crema era din gama Zen, dar nu mai am. A, nu confund. Este gama aceea Zen, dar nu am o cremă pe aici. Nu știu dacă am pus-o aici, nu am pus-o aici. Asta este loțiunea tonică. Mi s-a părut interesant. E tot așa ca un fel de
pas înainte de ser, dar nu pot să spun că nu mai pot, adică m-am. Oricum, e un produs, e dintre produsele Lancome care îmi plac și tot o folosesc pentru mâini. Pentru că, ce mari se văd mâinile că mincul la aproape așa. Pentru că și de pielea mâinilor trebuie să avem grijă, la fel cum avem grijă de pielea feței. Da. Și acum o să mă duc să mă tartinez cu cremele de corp. Da. Și cam asta. Seara la Constanța. Astăzi am mers foarte, foarte, foarte mult. Am văzut, așa, am văzut muzeul de istorie de aici, am văzut muzeul de artă, care apropo e foarte mișto.
v-am lăsat un pic mai înainte doar niște fragmentele pentru că nu e treaba mea să vă arăt din muzee, veniți singur. Chiar, uite aici pot să-mi permit o recomandare. Sunt foarte multe locuri în România mișto de vizitat, iar Constanța nu are doar litoral și beach baruri și toată zona asta, are și lucruri foarte importante ca să ne dezvoltăm un pic la cap și altfel. Știți, chestia asta e ca un fitness pentru creier, de deja demonstrat științific, că cu cât îți hrănești și creierul cu lucruri ce țin de cultura superioară, îți este mai bine. Face bine și la sănătate. Da, și cam asta. A fost o vacanță combinată, în fine, vacanță combinată cu muncă pentru că am lucrat zi de zi, dar una e ca în pauza de masă să te duci să mănânci ceva pe aici, să te plimbi pe malul mării, decât neapărat să stau în același loc în București. Deși și în București, cred că ați văzut că de multe ori, în loc de o pauză, zicem, nu știu, să mă dau cumpărături sau din asta nu mai consider pauză, prefer să mă duc la un muzeu, prefer să mă duc într-o librărie, prefer să mă duc într-un parc. Da, chiar sunt obosită că astăzi, nu știu, cel puțin mi-a arătat aplicația de pe telefon că am făcut peste 14.000 de pași, ceea ce e posibil. Na, cam atât. We'll be right back.